Hai, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Bugged Sam. Din câte vedeți și voi, avem moduri noi, ceea ce nu este o noutate. Știți că eu schimb modurile, dar astea sunt moduri chiar ca la mea și nu cred că o să le mai schimb așa de des. Da, bă, știți că mi-a fost suspendată licența de gun și o să, în acest episod o să o dau din nou pentru licența de gun. Instructors, oh, fuck, SMS 59930, am nevoie de licența de arme. Ok, hai să vedem dacă răspundem. Dacă răspunde bine pentru noi. Acum, ce trebuie să fac frumos să scot bani? Pe unde ești? Find house 176, dar dacă nu s-a acolo, așteaptă 2000 să revin de la bancă. Turnul. Ce se aude, mă? Wait. E de la Sam, chestia asta? Really? E de la Sam, chestia asta? Și cum pot să scot? Ah, e de la mașină, mă. Ce moduri epice, lol. E cam ciudate, dar totuși epice. Ok. Sunt moduri foarte ciudate, să închid sonorul deocamdată până rezolv cu ele. Wow, ce moduri ciudate! Adică celelalte sunt faine, dar acum se aude wow 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 wow, de fapt le las pornit de cineva. Cu ce mă poate deranja? Ok, stați așa. Cred că mergem înapoi acasă, cred că avem destui bani. Ar fi bine oare să mă duc să scot deja slash GPS San Fierro. Unde mă, bank 600 metri. S-ar putea să nu fiu acum la banca, ajung în 2000. Deci mergem la bancă. Bă, stai, pice modurile astea. Ceea ce mi-a enervat un pic este bla 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 ăla, dar nu e bani, ne obișnuim cu el, nu? Nu e chiar așa de enervant. Adică în loc de la ne imaginăm un motor de mașină, nu? Ok. Uite, bla 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 bla. Ok. Oa. Ok, ați cam intrat în business-ul greșit. Asta nu e business, e casă în primul rând. Oh my god, ce nabos. O, 300 cu acoa e jetar de la cap. Bla 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 bla. Ok. Și nu mai chiar moturile, dar e ciudată chestia aia cu bla 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 bla. Nu contează. Hai să ne dăm jos. Să... Opa, opa. Slash with draw 500 250k. Wait. Aveam ceva. Slash find house 176 și mergem înapoi acasă. Cred că o să-mi țin acolo, nu? Hai să ajungem acasă. Nu știu, nasol locuirea asta, dar mă rog. Voi au zis cum se aude de nasol. E nasolă chestia asta, cred că pot să scot, nu? Nu, carte se auzea mai încet, dar îmi sparge urechile. Și sonorul mai încet nu pot să dau, că e la minim aproape. Dar e epică chestia, adică s-o gândi mine tipul care a făcut modurile, dar nu s-o gândi prea mult că pe unii poate să-i deranjeze chestia asta. Stai că mă enervează capsul locul.
Bla 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 bla. Ложим типа. Dacă ai nevoie de zile vești, mă, dacă ai... Măși... De gășe, am ajuns băiatul, salut! Licența Gana. Da, boss, două secunde. Hai să vedem. Slash. Să da. Ok. Oh, fuck. O să fiu paletă, că știți că-s palete la de astea, dar nu contează. Cred că o să putem să o luăm așa. Acum sper ca filmare să nu mă fac de tot căcatul și să pic. Da, ai frate, dă-mi eu și mie. Opa. Opa, boss, stai că ți-l fur. Gata. De pe care și știu. De-aia, deci nu mă vreau și mea suspendarea. Deci de mine, de este permis să faci de mine, dar nu mai voie să faci ce. Ok. Stai, că o să-i mai sus, fraierul. Stai. Ce? Că nevoie să... Be. N-ai voie să faci seabag niciodată, mă, ce ai? Și e tarda la cap. Trage toate de... toate obiectele într-un... Ok. Mersi, boss. Salut. Hai, boș, că am luat și la licența de gun din nou. Da, uite, din prima încercare, frate. Hai, că a fost easy. Slash licențe. Să avem pentru 100 de ore, din păcate. Din păcate, dar o să o dăm. Ok. GPS. Nu, stai. Slash jobs. Fermă. Ok. Mergem la... jobul nostru minunat. Am luat licența de gun, până mai am trebuie și n-am zis, am zis să nu țin banii acolo și să n-am licență, știți? Plus că mai fac eu damage chestii de genul, așa că da, am nevoie de licența de gun neapărat. Ah, by the way, facem imediat level up, băieții. O să facem level 15. Dar licența de gun și licența de fly și astea sunt nimicuri. Pe lângă cunoștințele mele sunt nimicuri. Hai să mergem noi la bancă. Da, nimicuri, frate, adică am 3 ani de experiență în RPG. De fapt, stai, suntem în 2016, 4 ani chiar de experiență. Deci nu e problema pentru mine chestia asta. Slash deposit, 300k. Da depozit ca să avem la payday mai mare, știți? Hai, hai băiatul să împinge la mașină, așa, perfect. Am dracu 3 ani de experiență în RPG, nu e acum mare problemă că...
Nu e o mare problemă, o fucking licență care pune și unul de level 5 poate să știe toate întrebările din prima, adică, na, acum depinde și cât ai jucat și na. Ok, să vedem. E nasol că-s de doar 100 de ore și eu la celelalte de la GIF le-am 900 de ore, știți? Nu, 900, 800, știți? Și aia de boat n-am condus nici la dracu, niciodată n-am condus eu de aia de boat. Deci da. Fight. Tu ți-a zis fight, eu! Fight. Ia, doamne. Dar vedeți că se aude încet motorul de la mașină. Dar se aude așa foarte încet. Ok, să vedem. Taxime vesel, scrie acolo. Am modurile de la un tip de pe Bughead. Deci n-am de unde să știu ce se ascunde în modurile astea. Mă gândesc că e și logic că n-am de unde să știu ce se ascunde, nu? Ok, să vedem. Avem și noi 2444 de kilometri mai puțin. Ați așa aici că trebuie să... aici trebuie să controlăm mașina. Uuuu! Ok, să mergem. Afermă. Nu-mi zic o să-mi fac așa la... No. Nu-mi zic o să-mi zic că e prostia asta în cap când merg cu tractorul. Nu-mi zic chestia asta, nu, nici n-ai cum să-mi zici. A, nu a fost la tractor. S-a gândit nesimțitul ăla care a fost sunetele astea. S-a gândit că dacă e un obsedat de fermorii, țică în cap prostia aia de moare dracu aici. Ok. Acum mai mult să-mi recuperez și eu bănuții care am dat pe licență. Oricum îi recuperez doar din payday-uri, cred că. Adică... stau. A făcut cu stiepul și na. Îi recuperez doar din payday-uri. Da. Tipul ăla mi-a dat licențele, asta nu mi-a dat licențele, mă, mi-a dat, mi-a dat răspunsurile prima dată. Sau zăia, sau așa zăia răspunsurile, gen. Adică nu răspunsurile, sau așa zăia, gen. Hinturi, cum ar veni, indicii, nu știu cum să vă explic exact, cred că îți dăi. Dar ea n-au fost indicii, mă, au fost răspunsurile, cred că o fi greșit, cred că trebuia, gen, alea să le zică doar la cei care greșesc și mi-a zis din greșeală. Au greșit bindurile, gen. Așa. Clanul de got! 10 SMS 354 62 Eu zic să vă sinucideți. Ucideți cu clanul vostru de plozi. Doar așa o mică dedicație pentru fraierii aia cu decotul lor. Pentru că no, vana mea, am fost și un decot și știu cum merge treaba pe acolo și că sunt numai plozi care... Na, pana mea, frate, vin, te înjură fără motiv. Se ia la gură cu tine, nu știu, sunt clar un interlop acum. Sal al. La mare, nu contează. Cred că e cineva la ora asta, stai, am mai băgat la pe cineva. E bărsura, nu, am mai băgat puțini. Nu contează. Am un Opel Corsa Sport, mănâncă șoseaua. Și are numele de killer. Quiet, tu te auzi ce zici? Nu mai sunt level 35, mă, și să fie în clanul de cot. 3, 5, 4, 6, 2. Toți aveți PC-uri rable. Asta e adevărat, mă. Așa, știa, toți au PC-uri rable, mă, și se înjură unii pe alții și sunt numai copii. De-aia nenorociție. Se mai dirau de-aia, uite-l, mă. Am 50 de PC-uri cu ăștia, ești nebun? Următorul astea, what the fuck?
Coa, cum să am? Ah, nu, crezi. Nu, era acolo. Uite, 86, e bine, mă. Băi, pe primim puțin, mă, frumosul, frumoșelule. Ok. Nu-mi place pur și simplu planul ăla de cotiv, nu-mi place deloc. Aoleu, și mine vrea sonorul ăsta. Oh, fuck. De ce trebuie iPhone într-un fucking joc video? Ca să pari mai șmecher că ai 25 de lei, vorba lui ăla. Acum așa n-are două hardware, am dreptul. Nu pot schimba hardware-le doar dacă ai minim 5 puncte premium. Perfect, am pus și noi 35k. Ascultă cineva, trebuie să-i lucrez misiunea 106 kg, 35 din 106. Ești quest. Să cine? Uitați, va prezentă și cum se va blage. Prima misiune cât de cât mai acceptabilă, dar oricum sper că v-a plăcut acest episod din Sump pe serverul Blue Bucket. Nu ezita să apăsați pe butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Bye bye. Ce, mă, nu se închide filmarea? What?